Bună dimineața, este ora 8. Mergem la Biblioteca Națională pentru că astăzi alergăm. Eu alerg pentru cei care nu pot, așa că ne vedem pe acolo, alergătorilor. Hai! Ok, astăzi a fost prima mea participare la crossul loteriei. Nu a fost cea mai bună organizare, dar mă bucura să fiu acolo printre alergători pentru că a fost și foarte frumos afară. Și nu știu cum se lipește de mine tot timpul locul 4. Am luat o diplomă, am luat și un premiu, nu mă așteptam ca locul 4 să fie premiat, dar uite că a fost bine. Și pentru că spune lumea că sunt un unchi rău, nu sunt. Mă duc cu Oaia la doctor. Oaia, ce faci? Bine. Behăi? Da. Hai. Modelul de tată inconștient. Am dus-o pe Teo la medic. Este un pic cam bolnăvioară. I-au găsit plămâni un pic încărcați, a răcit. Și acum am venit să-mi iau doi prieteni și să mergem la salon auto, cred. De fapt, asta avem în plan, să vedem dacă ne iese. Dar ce am observat este că sectorul 3, aici unde stau, este cam defect. Este prea împădurit, este prea verde, prea multe parcuri. Nu, nu-i bine, nu-i bine.